putea Domnul Iisus să transforme pietrele acelea în pui? Fără îndoială că putea, ar fi fost destul să rostească un singur cuvânt, avea puterea aceasta, dar nu a vrut să facă lucrul acesta. Pentru că, dați-mi voie să vă spun, Mântuitorul Iisus a vrut să fie întotdeauna în voia specifică și concretă a lui Dumnezeu. Și în fața acestei provocări, Domnul Iisus a răspuns folosind cuvântul lui Dumnezeu. Și a spus Domnul Iisus, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. V-ați gândit vreodată, dragii mei, ce prețuire avea cuvântul lui Dumnezeu pentru Domnul Iisus? Dacă după 40 de zile de înfometare, El încă prețuia mai mult cuvântul lui Dumnezeu decât pâinea necesară trupului? Și vreau să vă spun lucrul acesta pentru mine. Este un exemplu. Și eu și dumneata ar trebui să punem mai presus de toate cuvântul lui Dumnezeu. Chiar mai presus de pâinea cu care ne hrănim trupul. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Cât prețuiești cuvântul lui Dumnezeu, se vede de cât de mult te îndelenicești cu El. Frații au avut inițiativa să pună un fel de programare aici, în holul bisericii, citirea Bibliei într-un an de zile. M-a încetat gândul acesta săptămâna trecută, oare câți dintre noi au un asemenea program? Oare câți dintre noi și-au propus, printre alte lucruri, la începutul anului acestuia, în loc să-și planifice, anul ăsta mă duc în țară, sau anul ăsta îmi schimb mobila de bucătărie, anul ăsta îmi schimb electrocasnicele din casă, anul ăsta îmi schimb mașina. Oare câți dintre noi, dincolo de lucrurile acestea, ne-am propus, în anul acesta vreau să mă umplu de Cuvântul lui Dumnezeu. Indiferent ce se va întâmpla, vreau să fiu plin de Cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, e foarte important să fim plini de Cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți, Domnul Iisus era în pustie, cu siguranță că nu avea cu El în momentele acelea sulurile legii. Sau vreuna din scrierile profeților Vechiului Testament. Dar El era plin de Cuvântul lui Dumnezeu pe dinăuntru, îl avea în inimă, în minte. Și s-ar putea să vină vremea când eu și tu să nu mai avem voie să deținem în casa noastră o Biblie. Și dacă nu ai Cuvântul lui Dumnezeu nici în inimă și nici în minte, ce vei face atunci? Ce vei face? Poate o ispită pe care vrăjmașul a adus-o la Domnul Iisus, de fapt, Domnul l-a luat pe diavolul a luat pe Domnul din locul acela și mi se spune în versetul 5 că l-a dus în Sfânta Cetate și l-a așezat pe streașina templului. Cel mai sfânt loc din Sfânta Cetate. În locul în care l-a așezat, se spune că diferența de nivel de la locul unde l-a așezat pe Domnul și până la adâncul prăpastiei era cam de vreo 150 de metri. În locul acela, vrăjmașul i-a spus, dacă ești Fiul lui Dumnezeu și dacă îți place atât de mult și ții la ceea ce este scris, vreau să-ți spun ce este scris. Uite, este scris că dacă te vei arunca, nu vei păți nimic, căci El va porunci îngerilor săi să vină să te păzească. O înălțime de 150 de metri. Vreau să vă spun că atunci când eram mai tânăr, visam să devin alpinist, dar pe cum am înaintat cu vârsta și am mai câștigat ceva kilograme, mi-am dat seama că asta nu va fi niciodată. Acum am rău de înălțime. Când am fost la Vancouver, am urcat într-un fel de lift care avea geamul spre exterior, era la marginea clădirii, și când am văzut cum se depărtează strada de mine, m-am propit serios în peretele celălalt și am închis ochii. 150 de metri este mult să te uiți în jos. În locul acela se spune, cel puțin Eusebiu, în istoria bisericească, spune că în locul acela a fost martirizat unul dintre apostolii Domnului Iisus, fiind aruncat de acolo jos în prăpastie și a murit strivit. Ispititorul i-a spus Domnului, aruncă-te jos de aici. Sigur că în locul acela era și multă mulțime adunată.
Și dacă ar fi văzut că Iisus sare de pe marginea acoperișului, ajunge jos și nu pățește nimic, ar fi socotit mult să se împlinește un cuvânt din Maleahi care spune că dintr-o dată Domnul a venit în templul său. Dar Domnul Iisus, măcar că știa acel cuvânt scris în Psalmul 91, versetele 11 și 12, a refuzat să accepte această provocare pentru că știa că în această provocare se ascunde, de fapt, o ispitire la adresa lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că ispititorul știa acolo ce este scris, însă aplica greșit ceea ce era scris. Aș vrea să vă spun că el este izvorul tuturor ereziilor care și-au făcut loc printre învățăturile creștine de-a lungul vremurilor. Interpretarea greșită a cuvântului lui Dumnezeu. Și această interpretare greșită de multe ori a generat erezii și a generat extremisme și fanatisme religioase. Dumnezeu pe noi nu ne-a chemat la așa ceva. Să-ți asumi riscuri inutile doar pentru a dovedi că tu ești mai special decât alții. Deodată mă uit și compătimesc pe predicatorii care îi mustră pe ascultători că merg la doctor. Pe unul dintre ei Dumnezeu l-am gândit să ajungă și el la doctor. Am vrut să-l întreb, dacă ești mai credincios decât noi, cum de te-ai adus la doctor și tu? Dar nu l-am mai întrebat pentru că uneori discuțiile nu duc la nimic bun. Și am simțit că discuția aceea nu duce la nimic bun. Cert este că Domnul Iisus a refuzat și lucrul acesta și apoi a venit o a treia ispită. Citim că diavolul l-a dus apoi pe Domnul pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și a zis: toate aceste lucruri ți le voi da ție, dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina înaintea mea. Aici unii au spus că ar fi vorba despre o ispită la nivelul Duhului, la nivelul psihicului și nu o ispită reală. Pentru că spuneau ei, nu există pe pământul acesta un munte de pe care să privești și să poți cuprinde cu vederea toate împărățiile pământului. Și dacă chiar s-ar întâmpla lucrul acesta, atmosfera ar fi foarte clară, ai avea o vedere desăvârșită și ai vedea până departe, departe, încă n-ai putea să vezi și strălucirea celor împărății. Și apoi se spunea, dacă urci pe vârful unui munte foarte înalt, acolo este și foarte frig. Primul lucru care îți vine în minte este să te îmbraci cât mai gros să pleci acolo. Așadar, ispita aceasta ar fi fost o ispită la nivelul minții sau a inimii. Vreau să vă spun că vrăjmașul este capabil, într-adevăr, să producă imagini vizuale foarte reale. Mi-aduc aminte dacă, și probabil că unele experiențe de felul acesta vă sunt familiare. În 97, în primăvară, în martie, sfârșit de februarie, mă găseam în Florida și am vizitat prin bunăvoință unor prieteni Kennedy Space Center. Și unul din lucrurile pe care am văzut acolo și m-au impresionat, prima dată am trăit o asemenea experiență, realizarea unui film în trei dimensiuni. Ne-au dat la toți niște ochelari, eram în sală și am văzut multe lucruri pe care rulau pe ecran și păreai că faci parte din peisaj. La un moment dat, a venit un meteorit așa de puternic încât toți din sală, realmente, s-au aplecat în jos, speriați. Și după ce a trecut pe deasupra noastră, toți au oftat ușurați. Wow, ce bine că am scăpat. Era doar un filmuleț. De atunci, tehnologia oamenilor a avansat. Eram cu câțiva ani în urmă în Vancouver și am văzut iarăși un reportaj asemănător, se chema Flyover Canada. Era un rând așa de vreo 10 scaune. Am intrat în sala aceea. Nu era cinematograf, ca să nu mă judecați. Cred că ne-au dat și niște ochelari, dar îmi aduc aminte sigur că mi s-a recomandat să ne punem centurile de siguranță. Și am zis, vedeți-vă de treabă, în gândul meu, ce centuri de siguranță? Că doar stai pe scaune aici, în față e covor, în spate e covor. Ai astăzi, pentru mâini, ce mai trebuie și centuri de siguranță?
Și cine m-a dus acolo mi-a zis, spune-le totuși, că nu e greu. Am pus centurile de siguranță și s-au stins luminile și pe ecranul acela circular au început să ruleze niște imagini. Erau realizate la Montreal. Erau frumuseți din Canada, locuri geografice, munți, băi, prăpăstii. Atât de reale au fost încât era gata să rup brățarele la scaun când m-am ținut de tare. Mărturisesc că am și trișat, am închis ochii. În anumite situații am închis ochii. Atât de impresionant erau imaginile acelea că îți făcea stomacul când sus, când jos, parcă făcea flotări. Mă rog, a ținut vreo 45 de minute, abia am așteptat să ies de acolo. Și am zis că altă dată nu mai intru la așa ceva. Ei bine, dacă oamenii sunt capabili să creeze iluzii, să știți că și vrăjmașul creează iluzii. Dar nu e important să stabilim noi acum dacă a fost realmente dus pe vârful unui munte înalt, la 8.000 de metri înălțime, sau a fost doar la o ispitire la nivelul minții. Important este dialogul care a avut acolo loc. Vrăjmașul vine cu o propunere și zice, vezi împărățiile lumii, vezi strălucirea lor, îți dau ție totul în schimbul închinării. Aruncă-te la pământ înaintea mea, închină-te înaintea mea și ale tale vor fi toate, că ale mele sunt și le dau cui voiesc eu. Aici ne confruntăm cu o dificultate, dragii mei. Pentru că au venit mulți predicatori și au spus, vedeți, avem aici dovada că toate împărățiile lumii sunt sub stăpânirea celui rău. Și apoi se mai face apel la un verset din Ioan, capitolul 14, versetul 30, în care Domnul Iisus spune ceva de felul acesta. Iată vine stăpânitorul lumii acesteia, el n-are nimic în mine. Căci vine stăpânitorul lumii acesteia. Adevărul e că eu n-am îndrăzneala să-L contrazic pe Domnul Iisus. Numai că există câteva pasaje în Biblie care, dacă le punem lângă aceste două texte, parcă ne provoacă la gândire. De bună oară, psalmistul David, în psalmul 24, cu versetul 1, declară că al Domnului este pământul, cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc. Asta spune David. Dacă mergeți în cartea lui Daniel, de bună oară, în capitolul 4, profetul Daniel stă de vorbă mai întâi cu împăratul Nebucarnețar și spune, împărate, uite, Dumnezeu ți-a descoperit ție lucrul acesta. Uite ce se va întâmpla cu tine. Și vei fi alungat și vei fi îndepărtat dintre oameni și vei ajunge să mănânci iarbă ca fiarele câmpului până când vei recunoaște că Dumnezeu este Cel ce dă stăpânire peste împărății. Slavă Lui! Apoi, în capitolul următor din Daniel, în capitolul 5, același profet stă de vorbă cu fiul lui Nebucarnețar, cu Belșațar. Și îi spune și acestuia, în versetul 18, pare mi se din capitolul 5, împărate, Dumnezeul cel preanalt, dăduse tatălui tău Nebucarnețar împărăție, mărime, slavă și strălucire. I le-a dat Dumnezeu, dar n-a recunoscut lucrul acesta, de aceea Dumnezeu a îndrăznit să fie alungat și apoi când a recunoscut acest adevăr, el a fost readus iarăși printre oameni. Nu o să intru în multe detalii. Apostolul Pavel, în Romani, capitolul 13, versetul 1, vine și face o altă afirmație și spune oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Și stăpânirile care sunt, au fost rânduite de Dumnezeu. Și atunci, unde este adevărul, dragii mei? Știți unde este? Adevărul este că Dumnezeu este stăpânul de drept al tuturor lucrurilor create, văzute și nevăzute. Toate câte există, le-a făcut El. Ale Lui sunt de drept. Numai că, din cauza nevecherii omului, planeta aceasta a ajuns să intre pentru o vreme sub stăpânirea sau sub controlul vrăjmașului. Ca și cum într-o țară mare, întinsă și frumoasă, un orășel, un sătuc de undeva, a căzut în mâinile teroriștilor care controlează totul în orășelul acela și în împrejurimi.
Dar va veni vremea, și nu-i departe, când toate lucrurile se vor restaura și stăpânul de drept își va intra în drept pe deplin și totul îi se va supune. Și acest stăpân temporar, acest uzurpator numit ispititorul, va fi alungat pentru totdeauna și aștept vremea aceea. Doamne, adu-o cât mai repede. Amen. Important este însă pentru noi, dincolo de toate, să vedem cum a fost biruită ispita. Veți spune, e simplu. Domnul Iisus a biruit-o folosind cuvântul lui Dumnezeu. Și în al doilea rând, veți spune, Domnul Iisus a fost plin de Duhul Sfânt. E adevărat. Însă, înainte de a apela la aceste mijloace ale Harului pe care Dumnezeu ni le pune la îndemână, să știți că mai există câteva lucruri mici, dar importante, pe care trebuie să le facem noi. Unul dintre ele este acesta. Pe vrăjmașul tău trebuie să-l tratezi, să-l consideri, să-l privești drept ceea ce este el. Ce este el? Vrăjmașul tău. Dacă este vrăjmașul tău, atunci tratează-l așa, consideră-l așa. Problema noastră este că ne aliem de multe ori cu cine n-ar trebui să ne aliem și ne ascundem de cel de care n-ar trebui să ne ascundem. De bună oară, eu n-am să pot înțelege niciodată de ce un adolescent se ascunde de tata și de mama, dar se deschide față de un necunoscut pe o rețea de socializare. N-am să pot înțelege asta niciodată. Tata și mama îi vor binele. Dacă chiar îl mustră, o fac cu dragoste și spre îndreptarea lui. Dar adolescentul se ascunde de tata și de mama și se deschide într-o discuție cu tot felul de borfași de pe internet. Când intră tata sau mama în cameră, repede schimbă imaginea pe ecran și el se uită la o predică de-a lui, mai știu eu, ce frate, frate Ios. Și când o pleca mama și pap și se aud pe coridor, s-a dus. Revine din nou la chat-ul de mai înainte. Problema noastră, încă o dată vin și spun, este că ne aliem cu cine n-ar trebui să ne aliem. Că facem încredere celor care nu merită încrederea noastră. Spuneam mai înainte despre cei care vin și te îmbie să încerci și tu o țigară, că e gratuit, alții o cumpără cu, nu știu, 10 dolari, 15, 20, 50, 100, nu știu cât e. N-am cumpărat niciodată, nici n-am ajuns niciodată în situații de felul ăsta. Uite, e atâta. Dar e gratuit acum. Pentru tine e gratuit. De ce crezi că îți face gratuitatea asta? De dragul tău? Nu fi naiv. Ți-o face ca să te prindă client. Ar trebui să fugi de el cât poți de tare și ar trebui să mergi să spui profesorului. Ispita vine la tine câteodată prin profesorul care spune marihuana, consumul de marihuana este ceva recreativ. Nu e așa, băi. Lăsați miturile astea religioase că-s păcate și... Nu e așa. Și eu cred că profesorul ăla care are viața vai și amar, care are la 5-a căsătorie și are 4 copii din 5 căsătorii și îl iei de bun. Și dacă predicatorul de la biserică spune nu te atinge de lucrurile alea, la predicator te uiți urâș. Ne asociem cu cine nu trebuie. Și acolo ar trebui să facem atenție. Ar trebui să avem discernământ de la cine primim sfaturi și de la cine nu primim. Primiți sfaturi de la oamenii lui Dumnezeu, de la oamenii care au o relație reală cu Dumnezeu. Apoi mai facem greșeala că ne considerăm foarte puternici și foarte curajoși. Eu pot să mă uit. Pe mine nu mă afectează. Da, de unde? Pe toți vă afectează. Dacă sunteți oameni cu reacții normale, pe toți vă afectează provocările. Spuneam odată, dacă aș veni la de bună oară la fanfară și aș mânca în fața fanfariștilor o lămâie sau două. Mie mi-au plăcut lămâile. Într-o vreme una sau două pe zi mâncam. Și am crezut că sunt foarte sănătoase. Dacă aș veni cu două lămâi și aș mânca în fața fanfarei în 5 minute, 3 sferturi de fanfariști n-ar mai putea să cânte. Păi nu sunteți tari. Ba da, dar din cauza proceselor fiziologice declanșate în organism, nu ar mai fi în stare să cânte. Ar tot scoate apă din instrumente. De ce?
pentru că imaginea creează o impresie și stârnește o reacție în organismul lor. De aceea și imaginile care ne sunt oferite cu atâta generozitate la televizor sau unde vă uitați, urmăresc să trezească noi anumite reacții. Ele sunt gândite, sunt calculate. Nu vă imaginați că la voi întâmplării ce vă este oferit. Nu. Nu. În toate astea există ceea ce Biblia numește ispită. Zici că te uiți și că pe tine nu te afectează. Dar de unde? Nu fii așa de curajos că vei plăti amar pentru lucrurile acestea. Apostolul Pavel a zis lui Timotei, fugi de poftele tinereții. Și eu zic, parafrazându-l pe Pavel, fugiți de toate locurile în care ispita este mai puternică. Vă spune cineva, dar uite, chiar și în pustie, unde nu erau imagini, a fost Domnul Iisus ispitit? A fost. Dar aș vrea să vă spun un lucru. Între un spital, la secția de urgență, și un bar pentru adulți, vă pun o întrebare. Unde credeți că ispita e mai puternică? În niciun caz la spital. În spital, mai ales la urgență, dacă ajungi, nu ți se trezesc pofte erotice și gânduri nesăbuite. Nu stârnesc provocări de felul acesta în noi. De aceea, înțelepți am fi noi, dacă am evitat locurile în care ispita este încurajată, promovată fățiși. E adevărat, ea poate fi prezentă chiar și în pustie. Pe vârf de munte, singur, dacă ești într-un corp și acolo poți să fii ispitit. Însă, în unele ispite, în unele locuri, ispita răcnește la noi. Ne asurzește, ne biruie simțurile și pierdem controlul. Evitați locurile acestea. Apoi, cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă spun, Domnul Iisus a răspuns de fiecare dată cu cuvântul lui Dumnezeu și a folosit pasaje din Deuteronomul. O carte despre care unii teologi foarte sluciți au spus că a fost o născocire pioasă. Însă Domnul Iisus a folosit cartea aceasta și a folosit-o cu succes. Dragii mei, rostim cuvântul lui Dumnezeu, vrăjmașul trebuie să fugă de la noi. Și apoi era acolo prezent și Duhul lui Dumnezeu. De aceea vin și spun ce am mai spus într-o altă împrejurare. Să ai Duhul lui Dumnezeu în tine este foarte important. M-a întrebat cineva, dar în ce fel cum s-a manifestat acolo Duhul lui Dumnezeu? Duhul lui Dumnezeu s-a manifestat arătându-i Domnului Iisus ce cuvânt se potrivește pentru situația respectivă. E foarte important să aplici cuvântul la situația potrivită. Și cred că în cuvântul lui Dumnezeu există răspunsuri pentru, aș zice, toate problemele pe care noi le putem întâlni în viața aceasta. Pentru toate ispitele care ne ies înainte, există un cuvânt specific în Cartea Sfântă. Cuvântul Sfânt este acela care vine și zice, aici este asta, cuvântul ăsta se potrivește. Dincolo este cuvântul acela. Numai că de multe ori ne încredem mai mult în inteligența noastră, în perspicacitatea noastră, în educația noastră și prea puțin ne încredem în călăuzirea Duhului lui Dumnezeu. Frații mei, surorile mele, lupta cu ispita este lupta reală. Nu credeți că odată la 30 de ani se întâmplă să vă întâlniți cu ispita. Vă întâlniți cu ea în fiecare zi. În al doilea rând, feriți-vă cât puteți de ea. În al treilea rând, umpleți-vă cu cuvântul lui Dumnezeu. În al patrulea rând, cereți plinătatea Duhului Sfânt. În al cincilea rând, căutați părtășia cu oamenii lui Dumnezeu. Și feriți-vă de netăiați împrejur care vă îndeamnă la rele. Domnul să ne binecuvânteze la aceasta pe toți. Amin. Amin. Binecuvântat să fie Domnul pentru timpul pe care am petrecut în dimineața aceasta în casa de